Etapa 11-a din campionatul diviziei A la handbal feminin a adus fetelor noastre o victorie mult așteptată. Echipa condusă de Virgil Georgescu a învins categoric în deplasare formația Universitatea Știința Târgoviște, după un meci cu miză mare pentru ambele echipe. Dunăra Giurgiu a atacat în forță încă din primul minut și a reușit să taie elanul jucătoarelor din Târgoviște, detașându-se categoric, astfel încât la pauză conducea cu 15-4. Repriza a doua s-a desfășurat la fel de tensionat, iar Giurgiu Vencele au încheiat meciul cu 30-19 în favoarea lor. A fost o victorie importantă în ultimul meci al turului, care a scos echipa noastră de pe ultimele două locuri ale clasamentului, îndepărtând astfel perspectiva sumbră a retrogradării. Fetele noastre s-au mobilizat, au trecut și peste handicapul de a pleca de dimineață la ora 6:30 cu autocarul. A fost un meci de totul sau nimic și pentru noi și pentru adversarele noastre. Ele încercând să se apropie de noi, de plutonul clasamentului, iar noi încercând să ne consolidăm o poziție de nere după care să nu retrogradăm. CSM Dunăra Giurgiu încheie astfel turul pe locul 9, înaintea formațiilor Știința Târgoviște, Handball Club Plopeni și Spartak București. Deocamdată fetele au 10 zile de repaus și apoi vor începe pregătirile, având programat la începutul lui 2014 un cantonament la Giurgiu. Vom începe să intrăm în pregătirea pentru returul campionatului, care va începe pe 25 ianuarie. Țin să vă garantez că echipa noastră, după ce am văzut și adversarele și am jucat împotriva lor, nu va retrograda. Ne vom ține de promisiune și eu și fetele noastre. Vom încerca în retur să mai câștigăm un meci acasă, care eu spun că este accesibil cu Rapidul.